zonă exclusiv fără corp. Dureri mari, cloaznice, care foarte greu se tratează. S-a născut mânuțe lipite, strânse în pom și curând piele. Foarte greu se tratează. Nu exclusiv fără din corp. L-am operat acum 8 ani, dar s-a lipit mâna înapoi. Ceilalte nu-i desfăcut deloc. Trebuie schimbat din zi de zi, pentru că se infectează și face coptură și îl deranjează la îndoierea mâinii. Viața lui a fost grea, pentru că a fost zilnic cu dureri. Nu a fost o zi fără dureri și fără rând. Ne hărâim așa cum putem, când n-avem încotro. Mai schimbăm o zi, da, una nu, după posibilitate. Îi apare și în gură și pe limbă și în gât. E foarte greu pentru el, cu mersul, cu durerile. Mănâncă singur el, că el duce lângă la gură și scrie. Când ai aflat că suferă de boala asta? De la naștere. S-a născut cu epidermoliză bulosă distrofică. O boală completă, cu dureri mari, groaznice, care foarte greu se tratează. S-a născut exact cum e acum, cu mânuțele lipite, strânse în pom și curând piele. Sunt alte răni deschise, altele sunt mai puțin, depinde cum, când se șâte, din parcurs, adică durează și o săptămână și două, ca să-i se treacă o rană, trec acelea, apar altele. Nu e exclusiv fără răni din corp. Se trebuie în fiecare seară sau la două zile schimbate. Altă dată și la două zile, după cum avem și creme și pansamente, mai mult pansamentele care sunt mai scumpi și cum avem posibilitate. Altfel, mai ales în timpul verii, se poate infecta. Eu îmi petrec timpul jucându-mă pe laptop și atât. El s-a născut cu mânuțele lipite, l-am operat acum 8 ani, dar i s-a lipit mâna înapoi. A fost operat și s-a strâns înapoi tot pom. Ceilalte nu-i desfăcut deloc. S-a făcut pom și are rană pe dânsă. Se descurcă foarte greu, pentru că are rând deschisă. Cel mai greu moment a fost cu Alin, când l-am născut și am văzut că tot corpul lui este numai rană. Cât la sută din corpul lui este bandajat? Mai bine de 70%. Este bandajat pentru că la piciorul, genunchii, la fund, sub suorele, coatele, mâinile. Trebuie schimbat din zi de zi pentru că se infectează și face coptură și îl deranjează la îndoierea mâinii. Dar este pansamentele care sunt mai scumpe și care nu se duce pielea când o desfacem. Pelea se duce și rămâne carne vie. Dacă nu este pansată, ne se poate infecta. Câte răni are acum deschise pe corp? Multe. Cât durează procesul de schimbare a bandajelor? Depinde de zile. Sunt zile care durează și o oră, o oră și ceva, și mai puțin. Cum sunt lipite el, cum sunt bolile ieșite, ca să le spargem, să le desinfectăm. Cum a fost viața lui până acum? Viața lui a fost grea, pentru că a fost zilnic cu dureri. Nu a fost o zi fără dureri și fără răni. Acum o să scriu. Care sunt costurile pe care voi le aveți cu Alin lună de lună? Costurile care ar trebui să fie pentru Alin trece la 5.000 de lei, dacă sunt, dacă nu, ne hărâim așa cum putem, când avem o cotro. Mai schimbăm o zi, da, una nu, după posibilitate. Ce înseamnă epidermoliză buloasă, distrofică pentru cei care nu cunosc boala asta? O durere, o suferință, o usturime. Foarte greu. Ce afectează boala? Aproape toate afectează. Pentru că s-a dus și dantura și nu-i dă voie la greutate. Poți să mănânci, Aline? Nu prea. Are dantura dusă și mai mult tot ce e moale. Îi apare și în gură și pe limbă și în gât. E foarte greu pentru el. Cu mersul, cu durerile, cu mâncarea, cu orice. Toate sunt afectate la dânsul. Genunchi-s duși, cu rană amândoi. Lava piciorul la fel. Poate să meargă? Foarte greu. Ce nu poate el să facă din cauza bolii? Aproape nimic, decât mănâncă singur el, că el duce lângă la gură
și scrie. Restul singur să îmbrace, nu poate. Să încalce, adică e indiferent așa. Să șeie el ceva, nu, depinde de altul. Și soțul tău? Noi nu suntem împreună. Dacă ar fi să le mulțumesc celor care au donat pentru Alin, ce le-ai spune? Că le mulțumesc în suflet. Dumnezeu să-l dea multă sănătate și tot ce mai bun. Alin suferă de epidermoliză buloasă distrofică. Are 19 ani și de la naștere suferă de această cumplită boală incurabilă. Pe tot corpul lui îi apar beșici pline cu apă și cu sânge, care apoi se sparg, rămân răni deschise cu dureri îngrozitoare. Aceste răni se vindecă foarte greu, însă ulterior apar alte răni în același loc. După cum se poate vedea, întreg corpul lui este în momentul de față bandajat și afectat de această boală. El are nevoie lunar de creme, de bandaje și de vitamine pentru boala lui, care se cumpără din Franța și lunar costă peste 5.000 de lei, o sumă prea mare pentru familia lui. De aceea vă rog din toată inima să intrați pe site-ul nostru speranța pentru romania.ro, unde avem deschisă o campanie de strângere de fonduri pentru Alin Torică și prin fiecare donație ne veți ajuta să-i cumpărăm lună de lună bandajele, cremele și vitaminele de care el are mare nevoie. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia!